Foarte multă lume îmi scrie cu întrebări legate de cursuri. Ce părere am de cursul X, ce părere am de programul Y, ce părere am de programul Z de mentorat și așa mai departe. Așa că astăzi o să discutăm un pic despre cursuri. Nu cursuri online pe Udemy sau pe Pluralsight sau pe Skillshare, ci mai degrabă cursuri din astea la clasă cu un mentor sau mai degrabă cu un profesor, dacă vrei. Cei mai mulți care caută acum informații despre cum să devină programator pe Google sau pe internet în general, cu siguranță au dat și de ceva rezultate de la diverse bootcamp-uri de 3 luni, 6 luni, 12 luni, unele dintre ele și cu ceva promisiuni vagi de angajare. Așa că, în general, oamenii se gândesc că așa înveți programare, da? Mai ales dacă nu ai studii în domeniu, pentru că de cele mai multe ori asta se întâmplă când n-ai studii în domeniu, cauți să faci un curs separat prin care să înveți programare, nu știu, într-un mod accelerat. De asta, de cele mai multe ori o să găsești cursuri de la câteva luni până la jumătate de an, da? Pentru a încerca să prinzi totul într-un mod foarte, foarte accelerat. Acest lucru nu e tocmai posibil de cele mai multe ori, dar discuția asta o să o avem într-un alt video. De cele mai multe ori, astea sunt duratele unor cursuri. Dacă avem ceva de 3 luni, probabil e ceva foarte entry level și probabil nu e vorba de development neapărat, sau e vorba doar de HTML și CSS, să zicem, sau niște concepte, niște noțiuni foarte entry level. Apoi, cele care sunt 6 luni sau peste, sunt cursuri care cuprind ceva mai multă materie, ceva mai multe informații și care, pentru majoritatea, pare că sunt soluția pentru a intra în domeniu. Acum, în realitate, eu personal nu știu pe nimeni care să fie intrat în industrie folosind astfel de bootcamp sau astfel de cursuri și nu știu dacă, sincer, sunt 10% oameni care lucrează acum în industrie și care așa au ajuns în ea. Acum, nu vă gândiți că sunt 99% absolvenți de computer science sau informatică sau automatică sau așa mai departe, dar sunt oameni care au povești diverse despre cum au ajuns în IT. Marea majoritate a oamenilor nu ajung în IT în urma unui bootcamp, cel puțin nu acum. În momentul prezent nu sunt atât de mulți oameni, cel puțin eu, din toate joburile pe care le-am avut și toți colegii pe care i-am avut, nu știu pe nimeni care să fie intrat în industrie în felul ăsta. Așa că o să-ți povestesc astăzi și ție despre cum intră oamenii în industria asta în general și dacă e lozul câștigător să faci un curs de genul ăsta, de genul bootcamp sau nu. Cei mai mulți încep, cel mai probabil, și din toate poveștile pe care eu le-am auzit, cei mai mulți încep cu a se juca pe acasă cu ceva cod din pură curiozitate. Ai văzut o chestie pe YouTube, ai văzut o chestie pe net, ai o idee, ai o problemă pe care ai vrea să o rezolvi și a cărei soluție n-ai găsit-o nicăieri online și pur și simplu ai încercat-o să-ți bați capul cu problema asta. O soluție de automatizare, dacă în general așa începe totul. Cu mici soluții din astea de automatizare, cu lucruri care ție ți se par interesante sau necesare, da? Sunt lucruri pe care tu le vezi necesare, ai nevoie de ele pe acasă, în sensul că, nu știu, ai avea nevoie să-ți faci o rutină de smart home, să zicem, nu știu, ai un Raspberry, ți-ai cumpărat un Raspberry Pi din pură curiozitate și ai văzut câteva chestii în legătură cu ce se poate face cu el și pur și simplu ți-a venit ideea de a automatiza ceva pe acasă, niște senzori, niște becuri și așa mai departe. Apoi începi să cauți informații în stânga și în dreapta, da, cauți informații pe internet, cauți informații pe YouTube, te uiți la ceva tutoriale gratuite pe YouTube și așa mai departe, până când îți dai seama că, de fapt, după ce ai început să lucrezi la proiectelul ăsta al tău, la automatizarea asta pe care încerci să o faci, începi să dai seama că, de fapt, îți cam place programarea și începi chiar să-ți cumperi ceva, sau începe persoana despre care vorbim aici, începe chiar să-și cumpere ceva cărți și să se apuce de citit. Niște cărți simple despre programare, despre cod, despre limbaje sau despre practici și așa mai departe, pentru a aprofunda un pic subiectul ăsta, pentru că e cam de interes și simți așa că te-a prins pe tine ca și persoană. De asemenea, bineînțeles, începi să citești articole pe net, da, pentru că din căutările tale pe Google începi să mai apară ceva reclame, ceva sugestii, încep să mai citești ceva articole pe Medium legat de cum să faci un lucru sau altul cu tehnologia care e de interes pentru tine. Apoi probabil îți vin mai multe idei din astea de automatizare sau chiar de mici aplicații, lucruri de care tu ai nevoie sau care pur și simplu ți se pare interesant, așa cum am zis și mai devreme. Sau chiar din pură curiozitate, sunt convins că mulți au început chiar și jocuri, da? E imposibil pentru orice pasionat de jocuri, e imposibil să nu fi avut vreodată dorința asta de a-și face propriul joc, după propriile reguli și propriile efecte vizuale și așa mai departe. În felul ăsta ești extrem de motivat să lucrezi la treaba asta, da? Îți place ideea de gaming, îți place ideea de propriul joc, tot timpul ți-a plăcut și tot timpul ți-ai dorit asta și ești extrem, extrem de motivat. Chiar dacă tu nu stăpânești tehnologia nici pe departe atât de bine încât să-ți dezvolți propriul joc de la zero, dar ești foarte, foarte motivat și motivația asta te împinge dincolo de limitele tale în fiecare zi în care tu lucrezi la proiectul ăsta, da? Și tot timpul o să reușești să duci proiectul și mai aproape de starea pe care tu ți-o dorești din dorința asta ta arsătoare de a avea propriul joc, da? Asta este un lucru foarte, foarte important atunci când pornești pe drumul ăsta, să
ai un proiect de genul ăsta care să-ți alimenteze cheful de muncă, da? Să-ți alimenteze cheful de a învăța programare și de a învăța să faci ceva cu ea. După ce ai lucrat deja ceva timp la jocul ăla, da? Ai pus pe picioare totuși un joculeț mai simplu sau mai puțin simplu, care are, să zicem, niște bug-uri și care acum este din ce în ce mai greu de dezvoltat din cauza complexității crescute sau din cauza faptului că ai făcut niște decizii proaste la nivel de code design și așa mai departe. Indiferent care e motivul, să zicem că ai avansat destul de mult cu proiectul ăsta. Ceea ce se întâmplă în general atunci când cineva intră în chestia asta din pură pasiune. Ăsta este momentul în care ție ți se pare că ai devenit cât de cât bunicel la treaba asta și că ai putea la fel de bine să-ți cauți un job sau măcar să încerci să mergi la câteva interviuri ca să vezi exact ce se cere, care e nivelul tehnic cerut de mai multe companii, cum se desfășoară interviurile, dacă te descurci, dacă nu te descurci, unde mai ai lacune și unde mai poți lucra și așa mai departe. Și de aici începe un lung proces din ăsta în care o să aplici, o să primești multe rejecturi, o să mergi la fel pe la multe interviuri, o să vezi că îți lipsesc multe cunoștințe, te întorci acasă și citești despre chestiile alea pe care nu ai reușit să le înțelegi până acum și ai primit întrebări la interviuri legate de ele și așa mai departe. Te pui pe citit, mergi de nou la interviuri și așa mai departe. Este un proces cumva iterativ așa, da? Dar totuși știi că ție ți-ar plăcea să faci asta, asta este ceva ce ai simțit pe pielea ta că cumva te pasionează, ai simțit drive-ul ăla pe care l-ai atunci când ai lucrat la un proiect personal și știi că asta ți-ar plăcea să faci în viitor și atunci chestia asta te motivează să mergi mai departe. Chestia asta este echivalentul fuel-ului pe care l-aveai înainte atunci când lucrai la proiect, da? Faptul că ție îți place și știi cum este energia aia pe care ți-o dă atunci când scrii cod și mai mult decât atât, scrii cod pentru ceva ce ți-ar plăcea ție să ai sau să faci sau tu găsești util sau îți rezolvă o problemă sau așa mai departe. Atunci când apeși run pe programul ăla și vezi că face ceva ce, nu știu, înainte făceai în jumătate de oră pe calculator, dar o chestie repetitivă pe care o făceai la tine pe PC și acum dai run unui program și toată treaba se întâmplă în 5 secunde sau chiar mai puțin. Sau la fel cum povesteam cu jocul, la fel cum înainte te jucai jocuri produse de alți oameni pe care le cumpărai, acum ți-ai produs propriul joc, care încă are niște probleme, încă ai luat niște decizii greșite la nivel de cod și care sunt destul de greu de corectat acum pentru că nu ai skill-ul ăsta de a refactoriza codebase-uri care au ajuns destul de mari și destul de alambicate. Și au ajuns, bineînțeles, alambicate din cauza lipsei de experiență. Ești conștient de toate lucrurile astea, dar totuși ai simțit și plăcerea aia pe care ți-o oferă atunci când efectiv intri în flow screen cod, da? Și știi că asta este ce ți-ar plăcea să faci mai departe și chestia asta te motivează să treci peste interviurile ratate și să mergi mai departe și să reușești să treci peste toate problemele pe care le întâmpini în procesul de recrutare. Cam ăsta este modul în care mulți oameni ajung în industria asta de software development sau software engineering, da? Cam din ce am auzit eu din poveștile colegilor mei, bineînțeles că mulți probabil au și facultăți în spate de computer science sau automatică sau așa mai departe, dar cu siguranță pasiunea și skillurile necesare pentru a intra în industrie le-au avut ei înșiși, da? Persoanele respective le-au avut ei înșiși. Și mai degrabă chestia asta i-a ajutat să rupă bariera și să intre în industrie decât studiile superioare. Bineînțeles, acum poate te întrebi, ok, și dacă n-am studii superioare, nu pot să fac același lucru? Ba, bineînțeles că poți să faci fix același lucru, pentru că dacă ai pasiunea asta în tine, vei merge mai departe tot timpul și vei învăța, indiferent de ce se întâmplă pe partea profesională, da? Să zicem că nu reușești să treci de procesul de recrutare, nu reușești să te angajezi nicăieri un an, 2, 3, dar în timpul ăsta tu mai lucrezi la jocul tău, tu mai progresezi, tu poate chiar mai faci alte proiecte, poate chiar ai început să faci, nu știu, niște website-uri și pe care ai început să le vinzi pe nu știu ce platformă și așa mai departe. Toate lucrurile astea vor contribui încet încet la skillset-ul tău și te vor ajuta ca în cele din urmă să obții un job, da? Indiferent de ce se întâmplă, indiferent cât de greu va părea la început, în cele din urmă tu vei obține cu siguranță un job în felul ăsta. Ce vreau să înțeleg este că majoritatea oamenilor încep și progresează, cam cum ți-am spus eu aici, da? Nu încep prin a se duce 6 luni la un curs efectiv pe pilot automat și cu pedala de accelerație la maxim și apoi după alea 6 luni să încerce brusc să intre
în căutarea unui job și în procesul de recrutare. Bineînțeles că poate poți să prinzi în alea 6 luni extrem, extrem de bine și poți să te angajezi imediat, fără niciun fel de problemă. Dar fără să și lucrezi în paralel, fără să și studiezi în paralel, fără să citești în paralel teorie și să încerci să o aplici, să încerci să o înțelegi, să încerci să înțelegi elementele și conceptele mai abstracte care fac parte din software engineering, o să-ți fie foarte, foarte greu. De ce? Pentru că majoritatea oamenilor tratează cursurile astea ca pe niște cursuri de facultate. Mergi acolo, trece semestru, ai luat examenul și la revedere, da? Încă un pas trecut până la absolvire și la obținerea diplomei, ceea ce nu se întâmplă așa cu un bootcamp, nu este același lucru. Așa că ce vreau să spun este să încerci să pui și tu bazele unui limbaj. Da? Caută tutoriale gratuite pe YouTube, așa cum am și eu, au o grămadă de alți oameni, mai ales dacă te descurci bine cu limba engleză și n-ai o problemă. Sunt milioane și milioane de clipuri pe YouTube cu tot felul de tutoriale la care ai putea să te uiți și din care ai putea să înveți o grămadă absolut gratuit. De asemenea, atunci când te împotmolești, încearcă să-l întrebi pe Google. Nu este nimic din ce nu poți găsi căutând pe net, cel puțin la nivelul de începător. Da? Când începi să urci în complexitate cu proiectele tale și nu știu, ai o problemă mai complexă, cumva arhitecturală, asta este cu totul altă discuție și e posibil să găsești mai greu răspunsul la astfel de întrebări pe Google sau pe tot felul de forumuri gen Stack Overflow și așa mai departe. Dar la nivelul de începător, la nivelul de entry level, la nivelul de junior, cu siguranță 99,99999% din problemele pe care o să le ai la nivelul ăsta se pot găsi răspunsuri pe Google. Deci întreabă-l pe Google pentru că cu siguranță te va descurca. Da, e un proces greoi care durează și e frustrant pentru că nu reușești să faci, să rezolvi problema și să mergi mai departe, dar este modul prin care o să progresezi foarte, foarte mult. Nu zic că un bootcamp nu ți-ar fi de ajutor, da? Ți-ar fi cu siguranță și cu siguranță dacă ești atent acolo la ce spune omul ăla, timp de 6 luni o să înveți foarte, foarte multe chestii. Dar problema este, așa cum am zis și mai devreme, că foarte mulți tratează bootcamp-urile sau cursurile de genul ăsta ca pe un curs de facultate. Aleargă după diplomă, obțin diploma de absolvire, să zicem, a cursului respectiv și apoi aleargă să prindă un job cu diploma aia, dar nu se focusează pe propriile cunoștințe, da? Pe propriile skill-uri. De asemenea, mai există și mitul cursului acreditat. De fiecare dată mă amuză când aud chestia asta și o citesc foarte, foarte des, mai ales prin social media, extrem, extrem de mult aud chestia asta sau citesc chestia asta cu cursul acreditat. Caut un curs acreditat. Vreau să fac un curs acreditat ca să, da, ca să obțin nu știu ce job, ca să aplic nu știu unde. Ei bine, nu știu cine promovează cursurile astea acreditate, probabil că tot oamenii care promovează și cursuri din astea de genul bootcamp, dar valoarea lor pe piața muncii din IT în România este aproximativ zero. Indiferent ce zice prestatorul care unde mergi să faci cursul respectiv, valoarea acreditării pe care eu o oferă pentru diploma aia este absolut zero. Nu contează, da? Nu poți să obții mare lucru, indiferent dacă, să zicem că academia respectivă este acreditată de Ministerul Educației sau mai știu eu ce altă instituție de stat. Nu contează absolut deloc. Angajatorul o să te întrebe atunci când o să mergi la interviu, să zicem, și dacă o să treci și mai departe și o să intri în procesul de angajare efectiv, dar în timpul procesului de recrutare, cu siguranță o să te întrebe de ultima diplomă de studii, care înseamnă fie bacalaureat, fie diplomă de licență, fie master și așa mai departe, diploma emisă de un SRL fiind foarte, foarte nerelevantă, relevantă spre deloc, da? Așa cum am zis, zero relevanță. Dacă este cineva dintre voi care se uită la clipul ăsta și a obținut ceva beneficii pe urma unui curs acreditat, da? Deci a făcut un curs acreditat și apoi a obținut ceva beneficii folosind diploma emisă de SRL-ul respectiv unde a făcut cursul, să ne descrie povestea lui mai jos, pentru că sunt eu curios, eu personal nu am auzit pe absolut nimeni și știu sigur din procesul de recrutare ce anume se cere când vine vorba de documente, da? De hârtii. Documente care să ateste nivelul tău educațional. Deci renunță să mai fugi după acreditări din astea, ci mai degrabă mergi la un curs de genul, absorbi acolo, încearcă să absorbi acolo cât mai multe cunoștințe poți și apoi fugi mai departe și încearcă să duci cunoștințele alea într-un interviu, într-un portofoliu pe care să-l folosești ca pârghie la interviu, ca mod de a demonstra ceea ce poți să faci și așa mai departe. Renunță să mai crezi că acreditările astea o să te ajute cu ceva în procesul de recrutare. Bun, acum revenind, da, trecem peste cursul acreditat. Ideea este că ce vreau să spun aici este să încerci prima dată
singur, da? Eu asta spun la odată la 5 clipuri, o să mă auzi spunând chestia asta, încearcă prima dată singur, da? Încearcă și caută informații singuri, ia-ți cursuri din astea online de pe Udemy, de pe Pluralsight, de pe Skillshare, orice altă platformă de cursuri online, știi? Cumpără-ți niște cursuri de acolo, treci prin ele cât mai repede posibil și cât mai concentrat posibil, ia cât mai multe informații de acolo și încearcă să rupi bariera asta singur. Pentru că în felul ăsta, probabil o să economisești niște mii de lei sau de euro și o să ajungi în cele din urmă la același rezultat, la același nivel de skill set. Depinde și de tine ca persoană. Dacă ești o persoană care are nevoie de mai mult suport și care are nevoie să pună foarte, foarte multe întrebări la fiecare pas mic pe care îl face în procesul lui, atunci da, probabil ai nevoie de un curs de genul ăsta de bootcamp, unde trebuie să te duci și să stai față în față de vorbă cu cineva. Dar nu-ți face iluzii că și dacă mergi acolo, în sala de clasă o să fiți gen 20-30 de persoane, nu știu exact câți cursanți iau la un curs de genul, dar cu siguranță mai mulți decât 2-3 sau câți ai crede. Și atunci și omului care oferă cursul, care predă cursul, o să fie destul de greu să ghideze pe toată lumea pas cu pas, la fiecare pas mic sau la fiecare problemuță mică. Și e bine să te lupți tu pentru tine și să cauți tu informațiile pentru tine, mai degrabă decât să te bazezi pe cineva că ți le oferă. Dacă după, nu știu, 6-8 luni, un an de zile în care ai tot încercat, da, singur acasă, ai făcut ceva cursuri, ai făcut ceva proiecte, simți că nu se leagă lucrurile, simți că nu e ce trebuie și simți că nu progresezi deloc sau progresezi foarte puțin, atunci mergi la un curs din ăsta și încearcă să împingi lucrurile la următorul nivel în felul ăsta, da? Altfel, sfatul meu este mereu să încerci singur acasă și să nu pui tot timpul baza ta cea mai mare pe un curs de genul ăsta sau mai mult decât atât să spui bazele tale și toată încrederea în acreditarea pe care firma respectivă care prestează cursul sau care predă cursul ți-o oferă. Bineînțeles că e foarte utilă să-ți iei o certificare de genul cum sunt certificările de Java sau certificările oferite de Microsoft pentru zona de .NET, C#, Azure și așa mai departe. Da? Certificările astea sunt foarte, foarte importante și sunt poate printre puținele care contează cu adevărat în ochii angajatorilor, dar sunt la un total alt nivel decât îți poți imagina față de un curs de bootcamp unde te ia de la zero și îți oferă niște noțiuni fundamentale, iar apoi la final dai un mic examen, poate nu știu exact cum se desfășoară, și îți oferă o diplomă. Da? Certificările emise de corporațiile mari, cum ar fi Oracle sau Microsoft, pentru platformele de dezvoltare pe care ei le dețin, sunt total diferite față de ce îți poate oferi o companie care te învață fundamentele unui limbaj de programare, iar la final îți dă o diplomă de absolvire cu felicitările de rigoare. Deci nu confunda, sunt foarte, foarte diferite tipurile astea două de certificări. Cam asta a fost despre cursurile de tip bootcamp. Dacă ai făcut un curs de genul ăsta și ai reușit să intri în industrie, povestește-ne și nouă mai jos despre cum ai reușit să faci asta. Poți chiar să lași un link către cursul respectiv, nu este absolut niciun fel de problemă. Mult succes și ne auzim în episodul următor.